Pensionară, fostă profesoară din satul Răuțăl, raionul Fălești. Lângă Bălți. Fostă profesoară. Lângă Dar acum Bălți. sunt pensionară și am hotărât să lucrez, că mai pot lucra, de ce să nu-mi ajut copiii? Așa. Vreau să dau publicitate necazului ce-l am și macină sănătatea. E un caz strigător la cer. Să nu faci nimic, să nu încalci legea și să suferi. Am pierdut orice încredere în organele de drept din Republica Moldova. Trec la subiect. Deci merge vorba despre un dosar civil pe care l-am cu vecinii. Doi băieți tineri, la unul i-a dat tata, deci părinții i-au dat 8 ari, mama i-a dat 8 ari și s-a construit, altuia, nu, 7 ari i-a dat. Și la altul trebuia, deci i-a dat donații, după ce a decedat. I-a dat, în actul ăsta de donații, i-a dat mai mult pământ, i-a scris de la Oficiul Teritorial Cadastral, decât trebuia. M-a dat în judecat ca și cum eu și i-aș fi luat din teren. N-am luat niciun pas, n-am luat niciun centimetru, pentru că locuiesc în gospodărie. Eu am din anul 1971 și prin 74 am pus gard cu părinții acestora. Și au văzut că nu mă poate, deci nu poate obține nimic, au făcut o tranzacție. Și m-au chemat la primărie, hai, scălește-o. Eu am refuzat, zic, nu îi scălesc nimic. Îi scălește-o, doamna Marie, că nimeni nu-ți ia nimic, îi scălește aici și împăcați-vă. Nici n-am citit la cum se cuvine și am iscălit. Și la judecată s-a hotărât în felul următor, să fie hotarul pus după hotarul inițiale. Deci cum a fost hotarul inițial, așa să meargă. Eu am stat fără grijă. Tot în același an, judecătoria Fălești iau alte decizii, în luna decembrie, în care scrie că să-i dau eu pământ de la dânsul, să-i fac cât îi trebuie lui. Fără să mă anunță. Și scrie acolo domnul judecător Trișnevski Valentin, fostul președinte al judecătoriei Fălești, că eu sunt, deci am fost prezentă în cadrul ședinței. Eu n-am fost prezentă, nici n-am văzut, n-am putut să o atac nicăieri, n-am știut de dânsa. Ăsta care m-a dat judecată era plecat pe scotare. Eu tot timpul am luat pe scotare, nu a lucrat niciodată, chiar și în vremea sovieticilor nu a lucrat. El în țară nu a lucrat. Și a venit, a scos gardul și îmi spune că a scos gardul și hai să-l punem la loc. Nu. Ar să vie executorul judecătoresc. Ar să vie executorul judecătoresc. În perioada asta când trebuia să vie executorul judecătoresc, am depistat că el nu a avut atâta pământ. A fost ascuns de către primărie și de către cadastru. Atât cadastru, cât și primăria poartă răspundere atunci când pune scritură. Trebuiau să verifici. Stai. E corect actul ăsta? Un act fără ștampilă, fără nimic, pus la baza unei decizii judecătorești. Dar e mare diferență, scris... doamnă. Între gardul care l-a spus dumneavoastră în 74, în 73 cu părinții lor și ceea ce vrea el acum, e mare diferența? Cât? Nu e mare diferența, dar știți, sunt construcții. Sunt construcții acolo. Și dacă o mutat cu un metru, gata, deja poate mă de judecat să demolez. Sunt construcții da. Făcute. Da. Nu e vorba de pământ, dar e vorba că sunt niște oameni foarte agresivi, sunt oameni care scandalagii, ia ca așa să iei. Și De cât timp v-a judecat? De 6 ani merge judecata asta. De 6 ani. Și dacă am dat la revizuire, nu mai revizuit nimic, mi-a adus executorul judecătoresc și eu n-aveam bani să plătesc și m-a pus să plătesc 4.600 din pensie mi-a luat. Pentru din pensie, eu altă venit n-aveam. Deci, pe urmă, judecata s-a făcut fără dumneavoastră și deci, a doua hotărâre s-a luat fără mine. În 2013. Fără mine. S-au luat hotărâri și eu nici n-am știut de hotărâri și e. Și în 2014 a venit și executorul și-a pus pe bucata aceea care trebuie, cum? Care am scris tranzacția. Și dacă am scris la revizuire, nu s-a uitat,
la niciun document, nu l-a interesat pe judecător și mă dă judecată, deci în 2000, tot în 2013, vin de la Făleri, de la Oficiul Teritorial Cadastral, să bag în grădină la mine, că noi avem două drumuri, să bag în grădină la mine și era că e ca aici trebuie să-ți fie băhatul, la celălalt. E ca vârf cu un metru încă la dânsa. În baza la și. Eu întreb, în baza la și. Ce fac? Eu nu eram acasă, ei tai o bucată de gard, de bordură, de gard, tai fărâmă, acolo setca care era, deci era o plasă metalică, o fărâmă. 5 ani de zile am stat cu plasa aceea metalică nepusă la loc. Și eu am vrut, deci am chemat poliția. Zic, și asta, ce s-a băgat? N-are nimeni drept să bage fără suport juridic, fără hotărâri judecătorească. Cum vă băgați voi la mine în grădină? Ce credeți? Un an de zile am blat pe drumuri. Un an de zile întreg am blat pe drumuri plângând de la o instanță la alta. Cuscru lui Scripnic Vasili, vecinul meu, șeful de post. Și-a făcut în tot posibilul ca să nu se mai... să nu le tragă la răspundere nimeni. Și abia, peste un an de zile, procuratura Pălești mi-a dat o confirmare că, într-adevăr, nu a avut voie să bage la mine în grădină. Și eu i-am dat în judecat. I-am dat în judecat pagubile care mi le-au făcut, pentru că acolo intrau câini, intrau și vreți. Și vreți. Făcut undeva cu 3 metri de set cu o dărâmată. Și nu a luat. Deci, un an și tot a durat. Și nu a mai luat nici o hotărâre nimic. Mă dă în judecată Islalt. În 2014, tot șefa de la Oficiul Cadastral, ce face? Din nou, face o încălcare foarte gravă. Ei registrează pământ documental la ISTAT, la mine din grădină. Închipuiți-vă așa ceva. Când s-a făcut în 2015, era cerere pentru revizuire, că nu a avut atâta pământ donație, cel din Bali, dar pentru ISTAT din deal. Deja, domnie în cadrul judecătoriei a profitat de ocazie că eu nu eram prezentă și a spus în felul următor, dar eu am dat documente, am dat de cei ce au cerut judecătorul. Totul ce a trebuit, eu documentele le-am prezentat, documental. Nu s-a uitat la nimic, nu s-a uitat și la cei care are un sarai pihat și trebuia saraiul ăla să-l demoleze. A fost avertizat de primărie Răuțăl. Nu s-a uitat la și că a dat decizii procuratura, că, nu, că am de la procuratură când i-a format gardul și i-a format bordura. Dar apropo de decizia procuraturii, ei nu trebuia să emită o ordonanță de începerea urmăririi penale sau punere sub învinuire, ci doar au constatat că vi s-au încălcat drepturile și nu i-au aplicat nicio pedeapsă? Nu i-au aplicat nimic, au trecut mai mult de 3 luni și m-au sfătuit să dau un judecat. A, deci trecut procuratura au constatat cu contravenție, da, dar nu mai pot să-l pedepsească. Da, și în 2015 îi hotărăște lui Scripnic să duc și îi hotărăște că zice, da, susține doamna Ambros Luce, registratoarea principală de la Oficiul Teritorial Cadastral, susține următoarea, o spus următoarele minciuni, o spus, că... Da, într-adevăr, dumneavoastră s-a băgat la dânsul în grădină, i-a luat din grădină și a înregistrat cu un an mai înainte, în 2014, îi face deci, documente. Eu am spus, îi face documente ca și cum, deci, un hotar la mine în grădină. Ce înseamnă asta? Bătaie de joc. Și susține că eu am intrat în grădină, la dânsul. Și în perioada asta i s-a spus... Judecătorul Trișnevski a spus în felul următor, duceți-vă și măsurați-i grădina. Nu a măsurat-o. A făcut un plan și a arătat hotarul. Dar nu a măsurat grădina mea să vad. Am eu într-adevăr pământul ăsta, ori nu l-am, după cum e registrat la cadastru. Nu s-a bătut capul nimic de asta. Și el, ca judecător, nu trebuia să iei decizie. Fiindcă nu a văzut cât pământ are unul și cât pământ are altul. O luat decizii în baza la aceeași afirmații de care le-a dat doamna Ambros.
Și dosarul Am s-a scris la procuror. încheiat, hotărârile sunt definitive. Da, definitiv și totuși. Am scris la Procuratura Anticorupției, aducând probe, aducând documente, aducând tot. Și am spus să fie, deci, legalitatea tuturor să fie controlată. Nu s-a verificat absolut nimic. Procuratura Anticorupției de la Bălți nu a verificat absolut nimic. Nimic. Să-mi răspundă la vreo întrebare. Dar au scris că pământul matare a fost măsurat. Eu am spus, dovediți, eu l-am măsurat. Am măsurat odată și am măsurat a doilea. Mă coasă 2600. Eu l-am măsurat. Am adus expert de la Drochea și l-am măsurat. Și ei nu l-au măsurat. Deloc. N-au niciun document, n-au nimic. De unde știu cât pământ au? Eu le-am prezentat că eu n-am pământul care trebuie, că mi s-o luat din pine drept din pământ, ca și el nu trebuie să măștinească. Deci, suprafața care scrie acolo, de-o trebuit mai puțin să moștinească. Eu eram, nu eram acasă, a venit executorul, judecătoresc iar din nou. Putea să fac și fără executor. Nu a anunțat nici copiii, nu a anunțat pe nimeni. Eu m-am gândit executorul a să facă legal. Zic, o să măsoare cât pământ am și dacă am mai mult, lasă-l ei. Dar dacă femeia are mai puțin decât trebuie, n-ai ce te baga. El nu a măsurat, a luat cât i s-a gândit. Cât a gândit, el atât a luat. Mai departe, ce acțiuni face el? L-am dat în judecată și a făcut și-o adres, o ieșit și de acolo. Cei cu gardul care l-a stricat, s-a închiet, că adică i-a făcut totul legal. C-a stricat bucata și ei, dar mai rămas o bucată, încă stricată. Și îmi vine de la executor o scrisoare că am sechestru pe pământul de la mama, că eu să le dau. Cheltuieli de judecată, cheltuieli pentru executor, mai rămăsesc acolo 400 de lei de la ceilalte executare, undeva s-au strâns vreo 15.000 de lei. Și mă cheamă iară judecată. Am fost acasă în februarie și mă cheamă judecată judecătorul care o judecat Postolache Ion. Nu-i Postolache, un judecător. Eu nu-i țin minte, Păcălău Ion. Și mă cheamă judecătorul și îmi zice, ia că te-o dat în judecată și ia să le dai cheltuielile de judecată pentru așa că ți-o străcat acolo, deci ați avut, ia că mă te-ai dat în judecată, să le dai cheltuielile de judecată, că eu câștigat. Cum au câștigat mai om de Dumnezeu? Cum să le dau încă și bani pentru că mi-o străcat și încă și până în prezent cu gardul străcat? Voi sunteți sănătoși la cap? A, nu, îmi vine o scrisoare de la acasă, de la executor, că trebuie să scoată pământul la licitație să-l vândă. Și scrie o cerere acolo unul că zice cu 50% mai ieftin decât costă. Un scripnic scrie cu 50%. Cum să mai rapt? Mai am eu putere? Și în cadrul judecății, când au făcut judecata cu Postolache, au făcut judecat, am avut atac cerebral. Și am prezentat. Acum tot mă judec mai departe. Dar cât mai pot să țin? Nu am putere. Nu am putere cu sistemul ăsta. Odată o să termine. O să fac legal la noi în țară ceva. Da, ați avut doamnă avocat, apărător sau v-ați judecat singur? Acum am apărător. Acum merge. N-am avut bani, domnul Oleg. N-am avut bani. Mă, dar știi ce n-am avut bani? De ce am luat drumul pe Bejii? Pentru că la noi nu mai poți trăi. Și am doi copii, am doi nepoți, că atâta mai am în Republica Moldova. Și un băiat care e în poliție și el nu dovedește cu bani, nu dovedește. Tare greu o duce. Tare greu o duce. Pentru că e cinstit, că eu am învățat copiii să nu furi, să nu spui minciuni. Și copiii sunt așa. Și eu tot așa am fost, să fac dreptate. Nu văd nici o ieșire din situația asta. Nu văd. Și dacă aveți acum avocat, înseamnă că mai aveți litigi în judecată. Cu cine? Mai am litigi în judecată. Dar pe ea, ca pe data de 28, vrea să-mi vândă pământul. Și mă fac eu, vinde pământul de la părinți, să-l idei, îl ăștia și pământul. A, și ați contestat. Mi s-a luat pe drept din pământ, m-a pus să plătesc bani și încă să-mi iei și pământul și ala. Unde să mai vede așa ceva? Unde să mai pomenești așa ceva? Nu suntem nici de Dumnezeu, nici de dracu. Și atâta timp cât n-ar fi ordine, atâta timp am s-o duce în greu.
Și gata. 28 iunie. 28 iunie. Este o lună. Tot la Florești, da. La Făiești. Licitații. Licitații. Face, vine un vine executorul și face licitații. Și când au făcut executare, au fost iarăși aici Paicu, cuscrul lor, au fost acolo, care n-avea voie legal. Când a venit băiatul, i-a spus, de ce nu m-ați anunțat? De ce nu m-ați anunțat ce vreți să faceți? Să vă pun să măsurați întâi pământ și să luați. Nu ați luat cât ați vrut voi. Și n-am dreptate la nimeni și n-am nimic. Dacă am dat ceea ce o dat de la Procuratura Anticorupție, am dat judecat la judecătorie, s-o dat la judecătorul de instrucție, s-o dat în judecată, a venit o procuroară, că altfel nu pot să-i zic, nepregătită și cere de la judecător, dați-mi, vă rog, să văd și acolo, ca să vorbesc. Tu ai venit la judecată, tu ești procuror, tu ești cu legea. Apoi ce să mai zicem noi, oamenii simpli, ce să mai zicem, ce să facem noi? Încotro să o luăm. Nu rămâne decât dacă lumea asta ar înțelege. Și să punem mâinile pe bâte și să-i pugărim așa, să le sară penele. Dar nenorociți, îți nenorociți, nesăturați. Cum să nu bănuiești că nu-i corupție? Cum să nu bănuiești? Asta e corupție. Ăștia au mărs bani grei aici, să fac prostiile astea atâtea. Și ăsta, eu nu știu cum să-i zic, ăsta care se duce și vine, scripnic Constantin, eu nu am, care n-are de lucru, nimic. Și el le plătește și ăștia fac toate prostiile. Le plătește, el n-are de lucru, el n-are familie, el n-are nimic. De unde are bani? Apoi lucrează. El n-are de lucru când vine acasă. Dar lucrează, înseamnă că... Lucrează peste hotare. Și dumneata ești peste hotare. De ce îl acuz că ar fi plecat când dumneata tot plecată ești? Eu nu l-acuz. Eu l-acuz că o plecat de când era așa copil. Și nu a lucrat nici tata, nici mama, dar eu am lucrat pentru țară. Nu a lucrat, eu am lucrat acasă, dar a lucrat peste hotare. Nu pot să-l acuz pe om că e... Nu l acuz eu nică. El să fac tot pe dreptate. Nu l acuz. Eu nu am foarte el zice că face pe dreptate. Acum executorul vine în baza unei hotărâri de judecată să vă execute. O venit în baza unei hotărâri de judecată, dar a trebuit măcar cineva să fie din partea mea să vadă și executul. Nu se faci cu mâța în sac. De acord? Dacă nu sunteți acasă, n-aveau de unde să vă găsească. Da, am doi copii, am noră în ogradă. Am copii, nepoți în ogradă, am fiu în ogradă. Cum? Casa nu a rămas pustie. Soțul e decedat. E decedat de 8 ani. Și a rămas să mă lupt cu morii de vânt. Mulțumesc pentru mărturie. Am înregistrat și o publicăm. Nu știu dacă o să... schimbi ceva. Eu atât aș vrea. Aș vrea povedania ca să, aș vrea ca să se sesizeze organele și să se sesizeze oamenii de bună credință. Poate mai sunt oameni care în procuratură, în judecătorie, care mai au, sunt omenesc. Ăștia n-au scrupule. Să nu te uiți tu la documente deloc, absolut. Când e scris și la afirmații proaste, eu nu înțeleg. Afirmații. O afirmație și eu pot să zic multe, dar când e document, nu poți să dai nici într-o parte. Eu n-am cerut decât documentele să fie. Păi să fie cercetat și analizat. Se pare că s-au bazat pe declarațiile unor oficiali, oficialul de la cadastru, acela răspunde pe altă declarație. O dat-o afară acum de la aia asta. Pipahicul l-a prins cu motorină la bălți, cum îi păzăși frau motorină. Astea sunt alte aspecte, n-au legătură cu litigiul dumneavoastră. Păi da, ăștia sunt oameni, faceți banchieri. Ăștia sunt oameni în care poți să ai încredere. Sunt oameni tu care au greșit poate în altă parte. Poate au greșit și în cazul dumneavoastră, dar trebuie demonstrată greșeala vina lor. El n-a avut ce căuta la mine când s-a făcut executare. Că el e persoană cu interesat. Șați acolo. Parcă am înțeles câte ceva din situație, dar mă tem că nu o să obțineți mare lucru și mă tem că o să execute și retragerea banilor din contul pământului pământesc, deci licitația aceea o să aibă loc, o să vândă cu jumătate de preț sau cu cât o să fie. Domnul Oleg, el nu a avut pământul care trebuie, este în arhiva raională, în
primărie în arhivă. Am prezentat actul ăsta. Ați avut și ocazia nimic. Să prezentați actele astea în ședință de judecată. Dacă s-a făcut Am judecată avut, dar fără dumneavoastră, judecătorii trebuia nu să s-au uitat. cereți anularea hotărârii cele pe motiv că... Dar pancerut-o. Dar Ați popos. ajuns și la CEDO că nu s-a respectat dreptul la justiție? N-am ajuns. Dar de când e ultima hotărâre moldovenească pe subiectul ăsta? Acum mai merg niște, mai merg judecăți. Nu, aceea s-o e de fond. Și de în fond. Aceea e de vedem. Fond, că acum alte judecăți nu sunt relevante. Aceea e de fond. Când se scoate așa ultima hotărâre, aveți termen de 6 luni. Stai, în 2015 ultima. Au trecut termenele pentru CEDO. Mulțumesc pentru încredere. Dacă mai aveți încredere în noi, mai povestiți-ne când se schimbă situația. Poate spre bine, să auzim și vești bune de la dumneavoastră. Da, păi eu și eu aș vrea. Și eu aș vrea cu mare bucurie le-aș relata și cu mare bucurie le-aș ști și m-aș bucura să-mi schimbări. Pentru că am copii acolo și îmi pare rău de dânși.